Bine v-am regăsit! Toamna aceasta am dat startul emisiunii Oameni pentru Oameni, un proiect de suflet unic în Republica Moldova, care aduce în prim plan povești de viață reale, emoționante. Alături de eroii noștri am trăit o mulțime de emoții, lacrimi, durere, fericire, împlinire și am reușit să le întindem o mână de ajutor. În ediția de astăzi vă propun să facem o retrospectivă la tot ce ne-a reușit până acum și să vedem încă o dată bucuria de pe chipurile eroilor. Într-o perioadă scurtă de timp, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a reușit să ajungă la inimile multor familii greu încercate de soartă. Am cutreierat multe localități din țară și am reușit să fim mai aproape de oameni. Le-am ascultat și relatat istoriile triste, am trăit alături de ei emoții intense, iar cel mai important, le-am oferit sprijin atunci când ei nu mai aveau nicio speranță. Primul ajutor oferit din istoria emisiunii a fost pentru Alexandra, o fetiță de 8 ani din Chișinău, diagnosticată cu sindromul Down. Venitul familiei este unul modest, de aceea mama nu dispune de resurse suficiente pentru a-i procura fetiței mai multe lucruri extrem de utile și necesare pentru sănătatea ei. În fiecare sezon are nevoie de încălțăminte specială, îmbrăcăminte, toate acestea costă foarte mulți bani. Cea mai mare problemă este cu încălțămintea. La moment avem, dar pentru iarnă trebuie să procurăm una nouă. Acum îi se formează o cifoză, are nevoie de un corset special. Pentru că toate aceste lucruri depășesc cu mult bugetul familiei, echipa emisiunii a decis să le întinde o mână de ajutor și să scoate aceste griji de pe umerii mamei. Astfel, special pentru mica noastră eroină, în funcție de mărimile sale, au fost procurate mai multe lucruri. Este vorba despre un corector de postură pentru îndreptarea spatelui și a umerilor, o pereche de încălțăminte ortopedică și un set de protecție pentru monturi și separator degete. Aceste lucruri o vor ajuta pe fetiță să meargă mult mai ușor și să se simtă mult mai confortabil. Și открывай глаза! Tata! Спасибо. Такой у вас не был, да? Такой корсет. Нет, это впервые такой корсет. Ой. Голубой это цвет. Зимний. Как ты хотела, с розовым. Здесь есть цветочек. Видишь? Смотри, как красивый, да? Тут и тут. Видишь? На зиму будут как раз. Спасибо. Еще здесь для вас есть корзина с фруктами. Смотри. Вау! Это банан. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Încă un vis realizat a fost bicicleta mult dorită. Ты хотела велосипед? Да, спасибо. Echipa emisiunii Oameni pentru Oameni i-a organizat Alexandrei și mamei sale o adevărată sărbătoare.
pline de surprize frumoase și momente de neuitat, dat fiind faptul că una dintre dorințele cele mai mari ale fetiței era să vadă cum arată în realitate o televiziune, echipa noastră a decis să-i îndeplinească marele vis. Astfel, prezentatoarele postului nostru de televiziune i-au organizat Alexandrei o excursie de neuitat, iar emoțiile au fost pe măsura așteptărilor. Вот здесь девочки становятся красивыми. Моя добрая, милая мама, мои памяти жизни навсегда. Ти-ти! Мама, я тебя люблю. Я лечу, я тебя больше не буду. Aflându-se în Orhei, eroinele emisiunii noastre au vizitat cel mai mare parc de distracții din țară, Orheiland, o adevărată oază de fericire și satisfacție pentru Alexandra. Aici au fost așteptate de unul dintre cei mai iscusiți bucătari de la noi din țară. Împreună au preparat un tort mare și delicios. Da? Super! Emoțiile ne copleșesc la maximum, deoarece Alexandra niciodată nu a avut parte de atâtea surprize. Sunt în stare de șoc. Este un sentiment de euforie. A avut ocazia să pregătească un tort împreună cu unul dintre cei mai talentați bucătari de la noi. Este nemaipomenit. Sunt extrem de mulțumită colectivului dumneavoastră. Vă sunt foarte recunoscătoare și vreau să vă doresc din tot sufletul sănătate și să fiți binecuvântați. Самое главное здоровье и чтоб Бог вас всех охранял от всех бед. Un alt caz despre care v-am relatat în una dintre edițiile precedente ale emisiunii este povestea a 4 copii din satul Larga, raionul Anenii Noi, care au fost abandonați de propria mamă și lăsați în grija bunicii. O istorie ruptă din filme, dar din păcate una destul de des întâlnită. Copiii au rămas să trăiască cu bunica din motiv că mama lor de 31 de ani a pus mai presus de toate băutura și distracțiile. Mama такая у них. Бросала старшую 7 месяцев. Mama lor i-a abandonat, pe fiica mai mare a lăsat-o de 7 luni, pe a doua la un anișor, pe al treilea copil la fel, l-a lăsat, iar acum și pe fetița de un an. Umblă pe undeva cu concubinul ei, nu vine deloc pe acasă, nu sună, măcar să întrebe ce mănâncă, cum dorm acești copii. Mi-e abidnă, că ei alcool doroje nas. Unicul sprijin al copiilor este bunica, deoarece mama lor s-a refuzat total de ei și ca urmare a fost privată de drepturile părintești. Pentru ca cei 4 copii să nu fie luați la orfelinat, Ana Guțuțura a cerut autorităților locale să îi se acorde tutelă asupra lor. Bunica însă nu are un loc de muncă stabil, iar în consecință toți o duc greu. De aceea, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a decis să le fie alături preț de câteva zile și le-a oferit un ajutor foarte important. Astfel, copiii, împreună cu realizatorii emisiunii, au mers la shopping în unul dintre cele mai mari centre comerciale din Chișinău, unde le-au fost procurate hăinuțe, încălțăminte, ghiozdane și rechizite pentru școală. Очень приятно, что нас обращают внимание, что помогают нам. Copiii au vizitat grădina zoologică din Chișinău. Unii au fost pentru prima dată, iar emoțiile au fost la maximum. Это не коровы. Они огромные, да?
Dar acesta nu a fost unicul ajutor, pentru ca la iarnă copiii să nu îndure frigul, întrucât în casa în care locuiește familia există doar o sobă și respectiv se încălzește doar o singură cameră din casă, femeia a vrut să amenajeze pentru nepoți o altă cameră și să construiască acolo o sobă. Echipa emisiunii a decis să ia aceste greutăți de pe umerii bunicii și să cumpere toate materialele necesare pentru construcția unei sobe, reușind să le aducem în acest fel speranța și bucuria în suflete. Ana Guțuțura ne-a întâmpinat cu o bucurie imensă în suflet, deoarece acest ajutor este de o importanță majoră pentru ei, întrucât niciodată nu și-ar fi permis să cumpere toate aceste materiale de construcție. Мы очень рады, что вы помогли нам. Suntem extrem de fericiți pentru că ne-ați ajutat. Vă mulțumim frumos. Sunt foarte bucuroasă și vă mulțumesc din tot sufletul. Când m-ați sunat prima dată și ați spus că ați examinat ancheta mea, nici nu m-am așteptat ca să fim selectați. Aveam senzația că îmi fugea pământul de sub picioare. Pentru noi este scump, nu ne-am fi permis. Vă mulțumesc că ați cumpărat copiilor toate lucrurile necesare pentru școală. Cred că Dumnezeu v-a trimis în calea noastră și ne-ați oferit o mână de ajutor, atât mie cât și copiilor. Este minunat că există o asemenea emisiune care ajută oamenii. Încă o istorie cutremurătoare care a înduioșat echipa noastră de filmare este drama unei mame din satul Arionești, raionul Dondușeni, care a rămas cu 3 copii pe drumuri, după ce acum un an casa le-a fost mistuită de flăcări, în urma unui incendiu produs chiar de către tatăl copiilor. Marea tragedie a lăsat o urmă adâncă în inimile lor îndurerate, însă acest lucru nu le-a doborât și până în prezent luptă din răsputeri ca să-și refacă viața. El a venit noapte și vrea să mă ucidă pe mine, cu cuțitul, cu furculița. Și noi așa ne-am luptat de mâinile lui și am putut fugi. Echipa emisiunii Oameni pentru Oameni le-a oferit mai multe lucruri pentru casă, astfel încât familia să poată face față iernii care bate la ușă. Când ne-au văzut la poarta lor, nu puteau să-și stăpânească emoțiile și lacrimile de fericire. Nu m-am gândit la așa ceva, doamne, și minunat, minunat, mulțumim frumos! Ajutorul meu, bine, ajutorul meu! Ca să le facem viața mult mai ușoară, din partea echipei emisiunii le-a fost oferit un ajutor extrem de util și important. Pentru că ușa de la intrare nu se închidea până la capăt și nici nu se încuia, le-am oferit o ușă nouă. Iar pentru că într-o altă cameră lipsea o ușă de interior și erau nevoiți să stea numai cu o perdea, au primit în dar încă o ușă. Mai mult, pentru ca vântul să nu mai sufle prin crăpăturile ferestrei vechi din bucătărie, le-am cumpărat o fereastră mare și frumoasă. Toate lucrurile oferite au fost instalate imediat, astfel încât mama cu cei 3 copii să se poată folosi cu drag de ele, din momentul în care au ajuns în casa lor. Noi ședem cu perdicuța secă, să nu ne vadă ce avem încă. De astăzi o să mai stai? De azi n-ați mai fim așa, să avem ușiță, să se închidă. Ușa. Mulțumim frumos! Minunat! Minunat! Domnul să vă binecuvinteze! Înainte când era fereastra aceea, s-a uzat de afară, parcă nici nu era pus fereastra. Și mașina de spălat pe care dumneavoastră foarte mult... Era foarte greu cu la lucru și nu dovedem să le spăl pe șelani. Și aici mai avem încă ceva. Este pompa electrică. Așa că vă rugăm să o luați și o să o instalați acolo pentru ca să puteți să aveți apă în casă pentru Leonarda. Ea spunea că dorește o păpușă. Da? Îți place păpușa? Mare, ca tine. Și frumoasă. Mulțumim frumos! Voi ați spus că foarte mult vă doriți un laptop, da? Ca să puteți să faceți lecțiile în cazul în care trebuie să le faceți online. Thank you.
pentru că una dintre cele mai mari dorințe ale fiicelor erau să o vadă pe mama lor feminină, grațioasă și fericită, am decis să le transformăm visul în realitate. Fiind adepta religiei penticostale, am reușit să-i organizăm protagonistei o ședință la un salon de înfrumusețare, unde femeia a avut posibilitatea să se relaxeze la maxim. Aici a avut parte de un masaj facial revigorant, iar ulterior, make-up artiștii i-au creat un stil care să nu încalce principiile pe care le împărtășește femeia. Totodată i-am oferit în dar o ținută frumoasă, reușind în acest fel să-i transformăm aspectul fizic radical. Din cenușăreasă s-a făcut prințesă. Și cred că a să le plac și la copii, și la părinți, și la cei care s-au mai uita. Doamne, îți mulțumesc din suflet că așa oamenii ne-ai adus în casa mea, din suflet. Mi-ați dat așa lucruri care eu nu le mai facem și nu le mai luam niciodată în viața mea. Pentru că eu sunt bucuroasă de să-i hrănesc copiii ăștia și să-i îmbrăc și atât. Dar de astea lucruri nici nu m-am gândit la dânzele. Nu v-ați așteptat? Nu m-am așteptat, că ele sunt scumpe și n-am putut să le iau. În una dintre edițiile precedente v-am relatat o istorie tragică, drama unei adolescente din Chișinău care timp de 18 ani a trecut prin chinuri groaznice din cauza unei patologii grave, hidrocefalie. Craniul a ajuns să cântărească în jur de 25 de kilograme și să măsoare 1,29 m. Din acest motiv, Maria a devenit total imobilizată la pat. Părinții fetei ne-au povestit cu lacrimi în ochi că medicii erau confuzi în ceea ce privește efectuarea unei intervenții chirurgicale. Astfel, fata a trăit într-un chin continuu. Chiar dacă șansele de viață i-au fost reduse la zero, părinții nu au lăsat niciodată mâinile în jos. Au luptat din răsputeri pentru a-și salva copilul, dar, într-un final, timpul s-a scurs în defavoarea adolescentei și la 18 ani, inima fetei a încetat să mai bată. Această ediție a emisiunii Oameni pentru Oameni a fost realizată în memoria Mariei, la solicitarea părinților fetei, acesta fiind un exemplu că dragostea necondiționată de părinte este nemărginită și poate prelungi viața unei ființe chiar și cu cele mai mici speranțe de viață. Nu a fost posibil și a fost și o barieră, pentru că unii medici spuneau nu are rost, alți medici spuneau chiar acum facem operații, dar nu dăm nicio garanție. Și a fost între medici o mare dilemă. Ne-am luptat împreună cu familia până la ultima respirație. Am străduit cu procuratorul Ochiță de Mireasă foarte frumos și cu voal și cu floricele, precum o fecioară de vârsta ei. Și așa ți-am mormântat. Și așa am mormântat-o, da. Foarte mare durere. Copiii trebuie să-și mormânteze părinții, dar nu invers. Și de asta ne doare mult faptul ăsta. Același necaz a lovit o altă familie în care crește o fetiță de 6 ani. La naștere, medicii au stabilit 2 diagnoze grave, hernie occipitală a membranelor meningiale și mărirea ventriculelor creierului, o altă formă de hidrocefalie. Spre marea fericire, de această dată, medicii au reușit să intervină la timp. Astfel, fetiței i s-au făcut 2 operații, la 3 luni și apoi la 5 luni. În timpul primei operații, copilului a fost înlăturată o parte a cerebelului, porțiune care coordonează echilibrul, mișcările voluntare, învățarea limbajului și a mersului. Șansele că fetița va merge vreodată nu sunt așa de mari. Însă noi deja ne-am obișnuit să gândim pozitiv, foarte mult ne dorim ca să urmăm toate cursurile de reabilitare necesare, atât cât va fi nevoie. Veronica, spune, я тебя люблю. Я
trebuie. Pentru că deseori părinții întâmpină multiple dificultăți când vine vorba de practicarea cursurilor gratuite la centrele de reabilitare medicală din țară, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a decis să le ofere un ajutor. Veronica va avea posibilitatea să beneficieze de un program de recuperare care va include 10 ședințe absolut gratuite, pe care le va practica de 3 ori pe săptămână. Astfel, în urma unei evaluări funcționale și a diagnosticului clinic al fetiței, kinetoterapeutul i-a stabilit un plan individualizat, care va cuprinde un program complex. În acest fel, Veronica va trebui să practice ședințele de 3 ori pe săptămână. Exercițiile fizice îi va îmbunătăți considerabil simțul de coordonare, echilibrul și controlul neuromuscular al mișcărilor. Silnie, silnie. Хорошо, отлично. Ренечка, как ты можешь встать? Покажи. Покажи Василию, как ты встаешь. Угу. И вверх голову. Вверх, вверх, вверх. Требуй с инчерком диверсия типур де экзерчитий. Diverse metode care au fost mai puțin abordate, deci așa este specificul sistemului nervos, trebuie să aibă un caracter ușor spre mediu, nici de cum moderat, pentru că o supra-solicitare o să ne inducă, o să ne pună alte bariere. Fetița deja a început cursurile respective, astfel, într-o altă ediție a emisiunii, veți putea urmări cum se desfășoară procedurile propriu-zise și veți vedea progresele fetiței. Dar ajutorul oferit de echipa emisiunii Oameni pentru Oameni nu se oprește aici. Pe această familie o așteaptă și alte surprize minunate, despre care veți afla în curând. Încă o istorie tristă despre care v-am povestit anterior este cazul a doi frați din satul Albinețul Nou, raionul Fălești, care au crescut la orfelinat după ce le-au decedat părinții. Băieții trăiau aproape ca în evul mediu, la lumina opaițului, din motiv că nu aveau electricitate. Când am fost în vizită la ei, frații ne-au povestit că mulți ani la rând în gospodărie nu a locuit nimeni și în rezultat le-a fost deconectată energia electrică, iar să o reconecteze nu au posibilitate. Este prea costisitor pentru ei. Asta e singura sursă de lumină în casa noastră. Dacă o aprindem și de mâncăm cu dânsa. Dacă așa trăim. Chibrituri și candela. Bucată de vată, uloi, cumpărăm ca să șibă pentru candelă. Ne-am adresat și la Falești, ne-am adresat și la noi, la primărie, și ne-au spus că 5.000 de lei, dar 5.000 de lei am ia ca să-i strânge, a păstrat măcar o jumătate de an. Astfel, pentru a le ușura considerabil viața, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a decis să le soluționeze marea problemă. Împreună cu Nicolae și Marcel ne-am adresat la furnizorul de energie electrică și am perfectat actele necesare pentru reconectarea luminii. Într-un final, inginerii s-au deplasat la fața locului și au efectuat lucrările de conectare. Echipa emisiunii noastre a procurat echipamentul necesar și au fost achitate toate costurile de reconectare. În acest fel ne-a reușit să le aducem lumină nu doar în casă, dar și în suflete. De astăzi, voi o să aveți în casă lumină la propriu. Sunteți bucuroși? Desigur, da. Suntem foarte bucuroși. Vă mulțumim din toată inima. Din partea toată familia noastră vă mulțumim pentru toate eforturile care le-ați depus dumneavoastră. Ce o să faceți cu opaițul? O stângem și-l punem la locul lui, unde se șadă ca o amintire, în trecut prin chin. Dar aceasta nu este tot. Pentru că deja frații au lumină în casă, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a considerat de cuviință să le ofere mai multe lucruri pentru locuința lor. Nicolae și Marcel ne-au spus că nu au unde păstra produsele alimentare, de aceea le-am cumpărat un frigider și pentru că erau nevoiți să pregătească mâncarea la gura sobei de lut, am decis să le creăm condiții mai bune. Astfel am dăruit o plită electrică.
Le-am oferit și un cuptor cu microunde, cu ajutorul căruia vor putea încălzi mâncarea mult mai rapid și ușor. Chiar pentru ca băieților să le fie comod când se vor așeza la masă, le-am oferit și 4 scaune. Pentru că Nicolae a fost recent omagiat, noi nu am ratat această ocazie și i-am organizat o surpriză frumoasă. Îți pui dorința și suflăm în tot. Bravo! La mulți ani! Nicolae și Marcel cu siguranță nu vor uita această zi frumoasă în care casa lor s-a umplut de multe emoții pozitive, zâmbete, cadouri, surprize, un ajutor foarte important din partea echipei emisiunii Oameni pentru Oameni. Noi suntem foarte mulțumiți pentru toate darurile care sunt și pentru lumină. E bine, avem un frigider unde să păstrăm mâncarea la rece, avem scaune, avem microunde. Avem... Deja o să ai unde să gătești. Da. Astăzi va fi prima zi când noi o să mâncăm în casă cu lumină și candela, dar nu o să ne mai trebuiască. În sfârșit a sosit acea zi. Da. În una dintre edițiile precedente ale emisiunii v-am relatat o altă istorie tulburătoare a unei femei care a fost traficată în Turcia, iar în rezultat diagnosticată cu o boală complicată, schizofrenie. Iar într-o altă emisiune v-am povestit istoria de viață a unui bărbat condamnat la întuneric și a unui băiețel care la 8 ani este mâna dreaptă a tatălui său. Pe eroii emisiunilor respective îi așteaptă un ajutor foarte mare din partea echipei Oameni pentru Oameni, dar mai multe veți afla în curând. Chiar dacă nu putem schimba complet viața cuiva, o putem face mai frumoasă, mai bună, o putem umple de emoții pozitive și luminoase. Iar de acest lucru ați avut ocazia să vă convingeți încă o dată și voi, dragi telespectatori, astăzi. Ne revedem și săptămâna viitoare la aceeași oră, cu alte istorii de viață care merită atenția noastră. În continuare, vă invit să-i cunoașteți pe următorii eroi. M-am speriat și am zis să vedem, să vedem unde el, să căutăm și am mers și l-am găsit. Noi ne-am luat răspunderea ca să avem grijă de copiii lor. Așa cum el mi-a oferit mie o mână de ajutor, îl ajut și eu cu ce pot. Nu i-am pe fii, fiind lângă noi acum, să vadă, să-și vadă și copilașii lor mari, frumoși cum sunt la moment.